Jurnalele RTT. Știri la fix. Viitor asigurat pentru Iare Ghimbav. Vizita președintelui Franței Emmanuel Macron a însemnat o mare lovitură pentru fabrica de la Ghimbav. Contractul pe 5 ani pe care societatea brașoveană îl avea pentru furnizarea de elicoptere mediu-grele către Ministerul Apărării Naționale a fost prelungit cu încă 10 ani. Deoarece mentenanța se asigură mult timp după încetarea furnizării de aparate de zbor, directorul Iare Ghimbav spune că desfacerea produselor este asigurată pentru următorii cel puțin 40 de ani. În luna aprilie acestui an, Iare Ghimbav semna un contract general privind industrializarea și comercializarea elicopterului multirol H215. Acesta urmează să se construiască la Ghimbav ca urmare a unei cooperări între firma brașoveană și Eurocopter din Franța. Potrivit contractului, Iare Brașov va avea calitatea de prim contractor vis-a-vis de Ministerul Apărării Naționale, iar mentenanța se va face la Brașov. Cu ocazia vizitei președintelui Macron, am luat decizia pronunțului de la Airbus să prelungim cu încă 10 ani perioada de 5 ani care era trecută în primul contract, ăsta din aprilie. De ce treaba aceasta? Pentru că știți foarte bine că România a luat decizia ca să aloce pentru următoarea perioadă de 10 ani 2% din PIB pentru achiziții, pentru Ministerul Apărării Naționale. Și bineînțeles că noi știind acest lucru și știind că elicopterele Puma m-au timp de a sta în operare, ne-am gândit și am extins treaba aceasta pe total la 15 ani, astfel încât să putem satisface cerințele de înzestare ale Armatei Române pe următorii ani. Banea spune că mentenanța acestor aparate asigură comenzi și cerere de servicii pentru Iare Ghimbav pentru următorii cel puțin 40 de ani. În acest fel, viitorul celor care muncesc aici este asigurat. Mai mult, directorul firmei de aparate de zbor spune că acest contract nu exclude nicio viitoare înțelegere cu americanii, împreună cu care s-ar putea construi aparate mai mici de atac dintr-o cu totul altă categorie. Contractul acesta cu Airbus Helicopter se referă la o colaborare industrială și comercială exclusivă pentru elicoptere categoria medium greu, multirol. Deci este un domeniu, sunt niște elicoptere care trebuie să facă misiuni, în care presupune să ai 20 ceva de oameni la bord, să faci un transport de sate în grele, de 3,5 tone, să ai departe. Pe când problema cu elicopterul de atac este un elicopter specializat cu două locuri. Un pilot și un trăgător și care face misiuni doar de genul luptă împotriva tancurilor, împotriva blindatelor și de departe. În aceste condiții rămâne posibilă semnarea unui acord și cu americanii. Neculai Banea spune că toate sunt contracte comerciale, deci nu se pune problema ca IAR să intre sub controlul vreuneia dintre companii. Forfotă mare în piețele agroalimentare din Brașov. Cum mai sunt doar câteva zile până la sosirea toamnei, cel puțin calendaristic, gospodinele au luat cu asalt arabele în căutarea celor mai frumoase și mai bune legume. Nimic nu se compară cu o zacuscă de casă sau o tocăniță de ardei capia în miez de iarnă. Doamnele care nu au vrut să-și afume bucătăria au luat sacii de vinete și de gogoșari și au mers în locurile special amenajate pentru grătare. Într-o atmosferă de petrecere, la lacul din nou a fost vineri activitate intensă la aproape toate grătarele. Cei care nu au vrut să-i prindă timpul rece fără borcanele bine aranjate în cămară, s-au trezit de dimineață să prindă un loc special amenajat să-și pună vinetele la foc. Domnul Costică și tanti Lenuț au venit pregătiți cu tot ce le trebuie pentru ca operațiunea să meargă cât mai repede și cât mai ușor. Dacă le punem așa, miroase a fum, așa pe tablă, la flacără se face mai bine. Dacă le punem direct. Dedesubt lemne apărat? Lemne apărat, flacără și se face bine. Și vânăta și tot, orice. Ce ți-a adus astăzi pentru... Vine de gogoșare, ardei. Pentru zacuscă? Zacuscă, da. Dumneavoastră responsabilă cu curățatul, nu? Eu și cu finisatul. Cu finisatul. Nu trebuie să fie niciun pic. Bărbații la fum acolo. Aia, și la fum, și la curățat, și peste tot. Cam cât de kilogram ați adus astăzi? Vreo 15. De bine, de vreo 5 de ardei. La câțiva metri, un alt cuplu de pensionari au adus 10 de kilograme de vinete pentru copt. Și de această dată, sarcinile s-au împărțit. Domnul la grătar, doamna la curățat. Fiecare are propriile secrete pentru ca, la final, gustul vinetelor să fie desăvârșit.
Întâi trebuie să aibă un strat de jar jos și apoi flacăra. Folosim flacăra pentru că se coc mai repede decât pe jar. Și fiind mai sus decât jarul, putem să băgăm și lemne și se coc foarte, foarte, foarte bine. Și repede. Și repede, bineînțeles, mai repede decât pe jar. După ce le-am copt, le curățăm așa și le punem la punguță. Tot efortul merită cu siguranță, spun gospodinele, pentru că, nu-i așa, nimic nu se compară cu zacusca făcută în casă. E bine și de pus la ladă și de preparat, dar în ladă se păstrează mai bine gustul pe moment atunci când se prepară. Nu e ca și când mai stai și în borcane, nu? E bine oricum că e de casă. Am mai multă încredere în ceea ce pun eu. Pentru că eu știu că nu pun conservanți, chiar dacă nu sunt foarte bio produsele de pe piață, dar măcar le punem noi așa cum ne plac și țin și punem și pentru copii și pentru toată familia. Toată familia, și dacă mai vine cineva să plânge, știți, nu mi-au ajuns sau n-am apucat anul ăsta, ia de aici că e de unde. Cum toamna bate la ușă, în piețe e forfotă mare. Cu sacoșe și cărucioare, piețele agroalimentare din oraș au devenit furnicari la sfârșit de săptămână. Sunt bune și e mai bine să faci în casă. Zacuscă de toate, tot ce trebuie pentru toamnă, da. Produse sunt destul de multe, văd destule și prețul accesibil, da, și ai de unde alege și sunt frumoase. Comercianții recunosc că, față de începutul săptămânii, prețurile sunt mai ridicate, dar motive se găsesc mereu. S-au mai scupit de la începutul săptămânii? Da, 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 a fost. A apărut tot și s-a putezit vânătoare. De s-a ars ca niciodată și gogoșarii. Nu o să mai fie, spuneți? O să fie, dar marfa o să fie, dar o să fie mai scumpă. Prețul vinetelor variază în piețele din Brașov de la 2,50 lei de bani la 3,5 lei pe kilogram. Ardei, capia și gogoșarii se cumpără cu prețuri între 3 și 5 lei. 2 autoturisme au intrat în coliziune astăzi în jurul prânzului pe DN1 la ieșirea din Codlea spre Făgăraș. În urma impactului, ambele autoturisme au fost serios avariate și 2 persoane au fost rănite. La fața locului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov a intervenit cu un echipaj smurd. Unul dintre răniți a refuzat transportul la spital, în timp ce a doua victimă a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Traficul în zonă, pe segmentul dintre Codlea și Făgăraș, a fost blocat mai bine de o oră, timp în care mulți dintre șoferii din coloanele formate pe fiecare sens și-au pierdut răbdare. De 17 zile, angajații primăriei Ghimbav nu și-au mai primit salariile după ce Consiliul Local a modificat coeficienții de salarizare. Deși ar fi trebuit să încaseze lefuri mărite, oamenii nu și-au primit deloc banii. Cei care întârzie să pună în aplicare decizia forului legislativ sunt tot angajați în primărie, care au însă salariile ciuntite după noile prevederi. Sesizată în acest caz, instituția prefectului a cerut de urgență punerea în aplicare a hotărârii. Din 7 august, funcționarii primăriei Ghimbav ar fi trebuit să încaseze salarii majorate, așa cum a hotărât Consiliul Local. Hotărârea nu a fost însă pusă în aplicare pe motiv că nu sunt bani prevăzuți în buget pentru noua grilă de salarizare. Viceprimarul Ionel Fliundre acuză că în spatele deciziei de neplată a salariilor angajaților stau de fapt 3 persoane. Este vorba despre primarul localității, Dorel Toma, și 2 angajați care, în urma hotărârii, primesc mai puțin bani decât înainte. Este a 17-a zi când funcționarii publici din primăria Ghimbav nu și-au primit salariile. Situația este deosebită. Media deja știe despre asta. Se pare că secretarul, contabilul, șef și domnul primar nu au pus în aplicare hotărârea numărul 88 din 27 iulie. Practic, majoritatea Consiliului Local a decis ca angajații din primărie să fie plătiți potrivit unor alți coeficienți. Cei acuzați acum că refuză plata salariilor mărite sunt de fapt cei care nu vor mai beneficia de salarii de 1000 de euro, cât încasau până acum, ci vor câștiga puțin sub salariul primarului. Am făcut apel pe toate căile, facem și astăzi un apel ca salariile să plătească, pentru că este imposibil de trăit fără bani și fiecare funcționar are obligațiile lui atât față de rate bancare, unde plătesc penalități, atât față de facturi și față de familiile dumnealor. Majoritatea din Consiliul Local este pro și în sprijinul funcționarilor publici.
Prefectura Brașov spune că decizia consilierilor de majorare a salariilor este legală. În urma hotărârii Consiliului Local vis-a-vis de plata salariilor din primăria Ghimbav, am constatat împreună cu juriștii prefecturii că această hotărâre de Consiliul Local este perfect legală, drept pentru care, în mod obligatoriu și urgent, ar trebui pusă în aplicare. Președintele sindicatului Cartel Alfa, la care sunt afiliați angajații din administrația locală, a încercat să negocieze rezolvarea situației, dar fără succes până acum. În cazul în care situația nu se deblochează, sindicatul va apela la instanță. Primarul localității Ghimbav, Toma Dorel, a refuzat să ne mai răspundă la telefon când a aflat despre ce e vorba. Polițiștii brașoveni, ajutați de colegi din mai multe județe, au destructurat o rețea de spărgători de locuințe. Hoții acționau în zonele cu case și preferau persoanele de vârsta a treia, care comercializau diverse produse, alimentare sau de altă natură. Infractorii se foloseau de o metodă ingenioasă ca să afle unde își țin victimele banii. Intrau în curțile locuințelor, profitând de faptul că unele dintre persoane ofereau spre vânzare bunuri produse în gospodărie, le distrăgeau acestora atenția, fie oferindu-le spre schimb o bancnotă cu o valoare foarte mare, pentru a fi transformată în bancnote mai mici și având astfel acces la locul unde oamenii își păstrau banii, iar în timp ce unul dintre ei le distrăgea atenția proprietarilor, ceilalți sustrăgeau banii din locurile respective sau căutau bunuri de valoare. Deocamdată, polițiștii au reușit să probeze activitatea a 5 femei și un bărbat care acționau cu un autovehicul, însă unele victime au descris un alt autovehicul cu care ar fi venit și alți membri ai grupului, tot un bărbat însoțit de mai multe femei. Purtătorul de cuvânt al Poliției Brașov a explicat că hoții foloseau bancnote mari pentru a-i pune în dificultate pe proprietarii locuințelor. În timp ce una dintre persoanele distrăgea atenția gazdelor, celelalte acționau înăuntru. Hoții preferau banii și bunurile de mici dimensiuni și valoare ridicată, precum bijuteriile. Ca să-și acorde suficient timp să se îndepărteze de locul furtului și să-și piardă urma, hoții nu furau niciodată întreaga sumă de bani găsită. În acest fel, victimele își dădeau seama abia după un anumit timp că au fost prădate. În aceste condiții exista posibilitatea ca și alte persoane să mai intre în casă, astfel că mulți nu știau cine sunt cei care le-au furat banii și nu știau împotriva cui să depună plângere, ori nici măcar nu sesizau poliția. În județul Brașov s-au înregistrat 3 victime și au mai existat și alte câteva tentative eșuate de spargere. Acum polițiștii caută să dovedească activitatea infracțională și a celorlalți membri ai grupului. Primii 6 au fost reținuți de polițiști, iar judecătorii au decis ca aceștia să-și petreacă următoarele 30 de zile după gratin arest preventiv. Mirosuri îmbietoare, mâncăruri de toate soiurile, ceva muzică și multă îngrămădeală. Este atmosfera de sub tâmpă în aceste zile când se desfășoară prima ediție a Street Food Festival, un eveniment care a reunit mai mulți vânzători ambulanți de mâncare și doritori să-și ia prânzul sau măcar un desert în aer liber. La mare căutare sub tâmpa sunt acum vietățile acvatice, scoici și creveți în sos de vin și racii fierți în apă cu multă sare. Am adus marea la munte. Nu ne așteptam să fie așa bine. Iar brașovenilor le place gustul, chiar dacă este pentru prima oară când mănâncă așa ceva. O porție de o persoană? Cinci. Doamne ajută! Da, vă plac? I-ați mai gustat? Nu, e prima oară. Foarte bun. Ați mai mâncat până acum? Sau? Da, am mai mâncat. Vă plac? Da, sunt extraordinari. Peste tot sunt buni. Sunt buni, sunt foarte buni. Și veți încerca și altceva? Da, am încercat melci. Mi-a plăcut melci și... Și raci. Raci. Ai mai mâncat până acum? Nu. La o altă tarabă, altă bucată din gastronomia lumii. Paella cu fructe de mare, pentru care, de asemenea, brașovenii par să aibă un apetit deosebit. Se pune ulei de măsline, se pun fructele de mare, se pune un sos de usturoi cu pătrunjel, un pic de sos tomat, așa. După aia punem orezul, după aia punem șofranul. Și supa de pește. Ingredientul secret? Nu se spune. E finalul, produsul final. Bine apreciată este și mâncarea chinezească, dar și cea mexicană. Cei care au vrut să se îndulcească au avut de ales între clătite și vafe, cu fructe proaspete. Dacă cei mai mulți au venit să-și testeze papilele cu exotisme, alții au rămas la tradiționalii cartofi prăjiți cu cârnați. Da, cartofi prăjiți cu cârnatul. Sigur. Nu vă tăiem în România? Nu, suntem în România. Lucrăm în afară, mâncăm tradițional. De mâncat, fiecare a mâncat pe unde apucă, la mese, pe bancă, în picioare sau direct pe iarbă. Au fost însă mulțumiți, nu chiar toți.
Nu suntem încântați. Ce trebuie. Burgerii ăștia nu sunt de valoare și nici cu gustul care îl știu eu. Și aglomerat și nu e un pic de ordine. Street Food Festival continuă până duminică. Pe lângă mâncare, brașovenii vor avea parte și de proiecții de filme, dar și concerte de muzică. Publicul este invitat să se implice și în campania Share a Meal, prin care se vor putea dona porții de mâncare care vor fi duse mai departe la adăposturile pentru oamenii nevoiași. Lucrări de reabilitare cu soluții inteligente prin programul Româno-Elvețian în două școli din Brașov. Ca să permită deschiderea șantierelor, elevii școlii numărul 4 vor fi mutați la grădinița Martinică și la Liceul de Arte Plastice Hans Mati Stoici. Liceenii de la Colegiul Grigore Moisil, în schimb, nu vor părăsi instituția pe perioada lucrărilor. La final, costurile de încălzire în cele două instituții de învățământ vor scădea cu 40%, iar consumul de energie electrică se va reduce cu 29%. Primăria Brașov a semnat încă de acum 2 ani împreună cu Ambasada Elveției și Unitatea Națională de Coordonare a Programului și Organismului Intermediar acordul de proiect de implementare pentru investiție prin Programul de Cooperare Româno-Elvețian. Este vorba de proiectul de reabilitare cu soluții inteligente a două unități școlare, Colegiul de Informatică Grigore Moisil și Școala Gimnazială numărul 4. Dacă liceenii rămân în clădire, eliberând pe rând doar spațiile în care se va lucra, în cazul elevilor care frecventează Școala Gimnazială s-a luat altă decizie. După cum ați văzut și în ședința aceasta, au fost două suplimentări pentru unitățile de învățământ, având în vedere faptul că la Școala Generală numărul 4 avem un proiect cu fondul de finanțare, cu fondul elvețian, și vom face lucrări acolo. Împreună cu inspectoratul școlar am identificat soluția de a muta activitatea școlară pe perioada în care vor fi efectuate aceste lucrări la alte unitate de învățământ, pentru care s-a impus la această rectificare suplimentare a acestor sume. Consilierii locale au aprobat în ședința de vineri o suplimentare cu 50.000 de lei din fondul de rezervă al municipalității pentru lucrările de la grădinița Martinică. Din estimările făcute de specialiști, economiile care se vor crea prin implementarea tehnologiilor de reabilitare termică și energetică inteligentă vor fi consistente. Costurile de încălzire vor fi reduse cu aproape 40%, cele aferente consumului de energie electrică cu 29%. Termenul maxim până la care trebuie să se facă mutarea din școala 4 este 1 octombrie. De altfel, în această perioadă au loc lucrări în mai multe unități de învățământ din oraș. Autoritățile promit însă că deschiderea anului școlar nu se va face în șantier. Și totodată la Liceul Honteru, ținând cont că dumnealor au cheltuit banii pe reparațiile curente pe care i-am acordat și mai sunt încă lucrări de realizat acolo. Anul acesta s-a luat decizia ca municipiul să acorde sumele pentru reparații curente către unitățile de învățământ, aceștia având responsabilitatea de a efectua procedura de achiziție și de a monitoriza împreună cu Primăria Municipiului Brașov aceste lucrări. În aceeași ședință de vineri, consilierii locale au aprobat, tot din fondul de rezervă al municipalității, suma de 85.000 de lei necesară finalizării lucrărilor de la Liceul Iohannes Honterus. Anul acesta, municipalitatea a bugetat pentru lucrări de reparații și igienizări la unitățile de învățământ aproape 3 milioane de lei. Nu a existat însă lună să nu fi fost rectificări pentru a răspunde solicitărilor școlilor și grădinițelor din municipiu. Examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă, a continuat vineri cu probele orale. Este primul an când examenul începe cu probele scrise și abia mai apoi sunt programate cele de evaluare a competențelor, mult mai ușoare decât primele. Prima probă a fost cea de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Nu au lipsit emoții în rândul candidaților. Mi s-a părut simplu pentru că... A picat ceva ușor, ce știai? Da, a fost ușor. E pentru prima dată când ai... Da. Pentru primor. Nu știam exact dacă am trecut sau nu la celelalte materii. Și ai mai dat și probele scrise? Da, am dat probele scrise. Aștept la o notă de mare? Relativ. Dacă nu, mai încerc la anul. Potrivit reprezentanților inspectoratului școlar, pentru această probă s-au înscris 269 de candidați. O parte dintre ei vor susține proba de evaluare a competențelor la limba română luni, 28 august. Tot atunci e programată și proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. În 29 și 30 august vor fi evaluate competențele digitale. În 30 și 31 august va avea loc proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.
Rezultatele vor fi afișate în 1 septembrie și tot atunci nemulțumiții pot depune contestații. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate în 6 septembrie. Pentru prima dată, Brașovul va marca joi, 31 august, Ziua Limbii Române. În piațeta Sfântul Ioan, brașovenii de toate vârstele sunt așteptați cu o agendă în care lectura va avea rolul principal. Vor fi însă și ateliere meșteșugărești pentru copii, de caligafrie sau lecturi din basme populare. Sunt programate lecturi publice cu scriitori brașoveni și actori ai teatrului Sica Alexandrescu. Va fi o lansare de carte, iar printre invitați se va număra și actorul brașovean Marian Râlea. Evenimentul se încheie cu un concert susținut de Nicu Alifantis. Este un eveniment firesc până la urmă, vorbim de limba română, vorbim de o sărbătoare națională care începând cu 2013 și pentru România a devenit un eveniment național. Cei din Republica Moldova marchează această zi încă din 1990. Probabil dumnealor simt mai mult nevoia de identitate românească și de naționalism decât noi. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România, filiala Brașov și Uniunea Junilor. După ce au pierdut la limită cu Dinamo în urma unui joc bun în defensivă, decis însă de o greșeală individuală, fotbaliștii de la Sepsi Sfântul Gheorghe își doresc primele puncte în deplasare luni la Iași. Politehnica a avut însă evoluții foarte bune pe teren propriu, astfel că misiunea covăznenilor nu va fi deloc una ușoară. Sper ca la jocul de la Iași să arătăm o altă față și sunt convins de asta, pentru că băieții sunt motivați. N-am apucat încă să discut cu ei despre greșelile pe care le-am făcut, că am avut câteva cursuri pentru licență, dar astăzi mai mult ca sigur o să discutăm. Împrumutat de la Dinamo, Patrick Petre a fost unul dintre cei mai buni jucători ai formației din Sfântul Gheorghe în partida din Ștefan cel Mare. Cum jucătorul a fost crescut la Dinamo, iar bucureștenii au pierdut la Iași, o victorie a echipei sale în Copou ar avea o semnificație deosebită. O victorie la Iași ar însemna în primul rând foarte mult pentru noi, ne-ar ajuta enorm în îndeplinirea obiectivului pe care îl avem, pentru că cu siguranță ne va da un moral foarte bun pentru jocurile următoare. Meciul dintre Poli Iași și Sepsi Sfântul Gheorghe se va disputa luni seara de la ora 21 pe stadionul din Iași. Înaintea etapei cu numărul 8, formația din Covasna ocupă locul 10 cu 6 puncte, în timp ce gazdele sunt pe poziția 8-a cu 9 puncte. Continuă evoluțiile slabe în meciurile de pregătire pentru Corona Brașov. După ce handbalistele pregătite de Costică Buceschi au pierdut de două ori în fața celor de la CSM Bistrița, ultima oară chiar pe teren propriu, în ultimul turneu amical dinaintea începerii campionatului, brașovencele au debutat tot cu o înfrângere. De această dată, echipa de sub tâmpă a pierdut în fața gazdelor de la Cisnădie, scor 36-32 pentru organizatoarea competiției. Pentru Corona au marcat Teodora Bloj 6 goluri, Sorina Târcă și Bianca Tiron câte 5 goluri fiecare, Cricuță 4, Daria Bucur, Mari Neagu și Laura Popa câte 3 goluri, Cintia Tomescu 2 și Eliza Buceschi o reușită. Ultima partidă pentru brașovence va avea loc sâmbătă dimineață de la ora 10 împotriva vicecampioanei Dunărea Brăila. Prima partidă oficială din acest sezon se va desfășura în 6 septembrie, când Corona va primi replica formației HCM Râmnicu-Vâlcea. Așa cum ne-a obișnuit, în această săptămână, Olimpia CSU a transferat încă o jucătoare. De această dată este vorba de o româncă, Elena Ramona Dănălache, jucătoare care a evoluat în sezonul precedent la Politehnica Iași. Elena Dănălache este un conducător de joc de 21 de ani și 1,68 m înălțime. În acest moment, Olimpia are 15 jucătoare. Porșia Darăt, Pesovic Biliana, Cristina Higgins, Gabriela Irimia, Diana Moraru, Ashley Morissette, Eva Kazlauskaite, Dănălache Elena Ramona și Amira Alashab, Maria Ferariu, Iulia Brezoi, Ana Maria Pop, Rusu Daria, Pătrașcu Teodora, Petrescu Ioana.